Mihai, primul meci oficial după 4 luni a coincis cu o victorie. Cum a fost? Greu, pentru mine a fost greu. Pentru mine încă n-am ritm, încă e foarte greu, dar ușor, ușor sper să fiu bine. Normal trebuia să joc ultimele 20 de minute, dar a fost bine că am intrat de la început, m-am încălzit foarte bine și am dus o repriză cu greu, dar am dus. E bine că am câștigat. A fost bine. Banderola a revenit pe brațul tău. Care a fost senzația? Senzația n-am, nu s-a schimbat nimic. Că am avut o senzație. Eu mă bucur, sunt mândru că port această banderolă. E o onoare pentru oricine, cred că orice jucător care joacă la Steaua și mă bucur că o port din nou. Ai trecut peste acel moment de care ai fost dezamăgit în legătură cu banderola? Ea l-am trecut de mult, ăla a fost acum un an și ceva, nu. Nu mai are nicio legătură. S-au făcut 3 puncte în urma rezultatelor din această etapă. Cum rămâne lupta în continuare? Craiova a venit și ea la 2 puncte. Da, v-am zis, până vom ajunge în play-off cele 6, toate vom avea șanse la cantonat. Important era pentru noi să câștigăm în această seară. Am făcut-o foarte bine. Mă bucur că am scris Cora, care a debutat. Mă bucur pentru jocul bun care l-am făcut în seara asta majoritatea jucătorilor și suntem pe un drum bun. A fost presiune în această săptămână, mă refer între meciurile cu Călăraș și cu Hermaștea? Nu cred că a fost. A fost o presiune pusă probabil din partea patronului, dar noi la antrenamente chiar am fost foarte bine și în vestiar avem o atmosferă foarte bună. După meciul de aseară dintre Craiova și CFR, credeți că puteți intra pe primul loc în play-off? E greu. Noi trebuie să luăm fiecare meci în parte și vom vedea până vom intra. Mai sunt încă 3 meciuri, sau 2, nu, 3. Și vom vedea. Mai e mult. Domnul Teja a reușit să-și implementeze ideile tehnice, tactice? Nu, no, mai e mult de lucru. Mai e foarte mult de lucru. Are aproape o lună de când nu e cu noi. Mai e foarte mult de lucru. Încă nu înțelegem exact ce vrea el. Mulțumim! Da, sincer, Pintili chiar a spus ce credea despre Teja. E normal să nu aibă timp atât, într-o perioadă atât de scurtă să-și implementeze ideile. Iată că FCSB tot căuta mijlocaș central, dar îi avea acolo. Din păcate pentru ea, și Pintili și Teixeira cam îmbătrânesc, cam trec ani peste ei, dar ei sunt cei mai buni mijlocași centrali de la FCSB în acest moment. Vedem clasamentul, 3 puncte între CFR și FCSB. Totuși, l-aș completa pe Pintili. Eu am observat o schimbare esențială la FCSB. Mi-a plăcut felul în care au accelerat construcția la un moment dat. Adică nu mai vedem acele combinații tărăgănate. Lateral. Am văzut, da, un FCSB mai concret, mai direct pe poartă. Și apoi, când s-a văzut oarecum cu saci în căruța, știu să țină de rezultat, așa cu o anumită nonșalanță. E o caracteristică a unei echipe care vrea să lupte la titlu. Mi-a plăcut personalitatea FCSB-ului în seara asta.